Consiliul Local al Municipiului Suceava a aprobat joi alocarea sumei de 76.000 de lei pentru amenajarea piațetei din centrul orașului, unde urmează să fie amplasată statuia voievodului Petru I Mușat. Statuia va fi amplasată temporar lângă Palatul Administrativ, dar au existat și voci care solicită reamplasarea statuii lângă Casa de Cultură, acolo unde s-a aflat până la construirea parcărilor subterane. Acest proiect ar trebui și ar fi momentul să treacă, ar fi momentul ca Petru I Mușat să întoarcă înapoi în centrul Sucevei, acolo unde este locul, și noi să fim mândri de istoria noastră. Se vechi eu amplasament, dacă e să spunem așa, în fața Casei de Cultură. Eu îl văd în continuare că acolo ar fi locul cel mai potrivit. Părerea mea este că s-a invocat faptul că s-au făcut lucrări la parcarea subterană și nu mai este posibil. M-aș mai gândi că nu ar mai putea fi deschise terasele foarte aproape de statuie și poate mai degrabă aici ar fi problema. Dar haideți să încercăm. Atunci când se solicită un amplasament final, să se solicite la specialiști, la minister, la cultură, dacă nu se poate obține un aviz pentru vechi amplasament. Din discuțiile cu specialiștii Direcției de Cultură, cel mai potrivit loc se pare că ar fi Curtea Domnească, după restaurare. Locul ideal de amplasare la acestei statui ar fi Curtea Domnească. Însă cu toții știm astăzi cam cum arată Curtea Domnească și ne dăm seama că este imposibil să o amplasăm acolo și să o punem și în valoare, să ne mai și tragă de mâine că poate vreun copil din când în când să ne întrebe cine fi nenea ăsta care stă acolo și se uită la noi. Așa că singurul loc potrivit pe care l-am găsit este pe domeniul, pe pământul Consiliului Județean, chiar lângă clădirea administrativă, unde, după cum ați văzut și din planșe, se va face o piațetă, un scoar care va fi cu alei, acces publicului, acces deschis publicului, în așa fel încât să încercăm nu doar o amplasare ca să spunem că am făcut un lucru, am mutat-o de la cimitir, am dus-o în centru, ci să o și punem în valoare corespunzător. Proiectul pentru restaurarea Curții Domnești este însă blocat din cauza unor avize care nu au fost eliberate nici până acum de Ministerul Culturii. Plimbăm un proiect pe la București de vreo 4 ani de zile pentru un aviz de la Curte. Voi face, și domnul primar a spus că va merge și domnia sa, să mai mergem o dată la Minister cu proiectanții care au făcut studii de fezabilitate, să-i convinge pe cei de acolo, acea comisie care dă avizul, că e bine să dea un aviz, că e păcat, pierdem niște bani europeni, și să ne supunem și noi regulilor domnilor lor. Dar, v-am spus, totul e bine, totul e frumos pe studii de fezabilitate și pe proiect. Au mai cerut o planșă în care să vadă Curtea Domnească comparativ cu celelalte monumente din zonă. Distanța între ele și câte un mic proiecțel la fiecare, care înseamnă costuri foarte mari. Sperăm să deblocăm în perioada următoare ca statuia Petru Mușat să nu devină provizorată ăsta definitiv lângă Consiliul Județean. Dacă obținem acest aviz de la Culte, vom putea depune proiectul atunci când se deschide linia de finanțare. Sperăm să obținem 15 milioane de euro bani europeni pentru modernizarea Curții Domnești. Statuia lui Petru I Mușat este un monument din bronz turnat, realizat de sculptorul Paul Vasilescu și dezvelit în 1976. Statuia a fost încadrată la categoria monumentelor istorice de categorie B și face parte din patrimoniul cultural național al României.